Înainte de a vă lectura cuvântul pe care l-am întocmit pentru această întrunire importantă, care are loc anual la Cluj, încă o dată voi repeta ceea ce ați auzit, frățiile voastre, de multe ori. La propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, anul acesta a fost dedicat de către Sinod satului românesc, patriarhilor Nicodim și Justin, dascălilor, primarilor, venerabili ai satului românesc. În primăvară, pe îndelete, în conferințele ce s-au ținut, în toate protopopiatele noastre, subiectul cu satul românesc a fost dezbătut pe larg. Și așa cum amintea Părintele Președinte, nu putem rămâne doar nostalgici, gândindu-ne efectiv la frumusețea satului în care s-a născut veșnicia, zice pe bună dreptate Lucian Blaga, ci trebuie să ne ancorăm în realitatea de astăzi, constatând cu sufletul cernit că pe alocuri satul îmbătrânește rău și e pe cale de a pieri. Sigur că satele de pe lângă oraș sunt prospere, dar celelalte. Deci, ne gândim la sat, ne gândim la cei doi mari patriari. Și dintr-un motiv subiectiv mie mi-e stare dragi cei doi patriari. Și Nicodim Munteanu și Justin Moisescu. De ce? Ei au fost foarte preocupați de Sfânta Scriptură. Nicodim Munteanu a și tradus-o. Iar Justin Moisescu, în ce privește greaca, era neîntrecut, o vorbea mai bine decât grecii. Și dacă e vorba să amintesc câteva momente de piozitate legate de cei doi patriarhi, ar fi acestea. Student laic fiind la București și mergând la Catedrala Patriarhală, nu de puține ori m-am oprit lângă mormântul lui Nicodim Munteanu. Pe vremea aceea erau în catedrală numai două morminte, a lui Nicodim Munteanu și a Patriarhului Miron Cristea. Și cu drag făceam câte o rugăciune. De-abia ulterior, după ce am venit teolog, am înțeles cât de mare a fost Nicodim Munteanu. În ce-l privește pe Patriarhul Justin Moisescu, am zis că nu mai repet această întâmplare, dar tot o repet. În 83, fiind preot în această eparhie la Turda, am dat admitere la doctorat, la București. Și după ce s-a terminat toată treaba și erau afișate acolo rezultatele, lumea s-a dus să vadă și m-am uitat și nu eram pe tabel. După ce s-au împrăștiat cei prezenți, domnul academician Emilian Popescu a prins un moment când eram numai eu și a venit și mi-a zis, părinte, nu mă lasă conștiința să nu-ți spun. După media ce ai avut, o trebuia să intri. Dar a venit ordin de la securitate să nu intri. Sigur că am repetat până când am intrat. Și m-am dus în audiență la Patriarhul Justin. Unii ziceau că accesul este foarte greu. Să știți că m-a primit cu înțelegere și cu bunătate. Era o figură sobră, dar în același timp, pentru lucrurile serioase, îi citeai seriozitatea de pe față. Și m-a ascultat cu drag și prin priviri mi-a dat răspunsul. Adică n-a zis nimic, dar răspunsul a fost cum acesta, părinte,
observi în ce vremuri trăi. Știți că după 2 ani a plecat la două. Și tanti Florica, care m-a mai ajutat din când în când la cele gospodărești în Nături, da? Avea un frate în București, pe Aleea Patriarhiei, și când a auzit că a murit Patriarhul Iustin, s-a dus la mormântare. A ținut neapărat să-mi spună, după ce s-a întors de acolo, că în surdină credincioasele, pe la margine, comentau: Patriarhul nostru n-a murit de moarte bună. Adică că i s-ar fi grăbit plecarea din lumea aceasta. Sunt amintiri legate de cei doi mari patriari pe care la conferințele preoțești îi pomenim în această toamnă. Dar în primăvară am pomenit satul românesc. Acum n-aș vrea să mă lungesc. Și titlul conferinței sau materialul meu e cel pe care Părintele Decan l-a anunțat. Episcopul Nicolae Ivan, reîntemeitorul Eparhiei Clujului, născut în satul tradițional transilvan și devenit Părintele Metropolei Transilvaniei. Anul acesta a fost declarat de către Sfântul Sinod ca un an omagial al satului românesc, al preoților și primarilor gospodari. Pe deasupra este anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu, Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești. Noi clujenii, în context cu direcția trasată de Sfântul Sinod, nu putem uita că în anul 1919 venea la Cluj providențialul pentru zonă episcopul Nicolae Ivan. El s-a născut la țară, în satul Aciliu, județul Sibiu, din părinți cu frică de Dumnezeu. Într-o primă fază, satul românesc a fost cel care l-a format, părinții lui, oameni evlavioși și tradițiile puternice din Ardeal. Fiind un om al faptei, când a devenit episcop, n-au fost date uitării nici satele de care ierarhul a purtat grijă de aproape, din dorința să aibă lăcașuri de închinăciune, iar fiii lor să-și valorifice potențialul sufletesc, urmând școli superioare sau îmbrățișând meserii. La Cluj, după Marea Unire, așa cum dorise marele mitropolit Andrei Șaguna, vlădicia de obârșie ștefaniană s-a reînființat. Întâi s-a înființat un consistoriu în anul 1919, avându-l ca președinte pe asesorul arhidiecezan din Sibiu, Nicolae Ivan. În anul 1921, el va deveni episcopul reîntemeietor al acestei importante eparhii a Vadului, Feleacului și Clujului. Va păstori satele împrăștiate în Transilvania din nord-vest, dar și metropola Transilvaniei de la Cluj. Nu vom face o analiză exhaustivă a mediului pe care l-a păstorit, ci ne vom opri mai mult la mediul sătesc, cel ce este în atenția Sfântului Sinod în acest an. În multe din localitățile rurale va sprijini construirea de biserici și, pe vremea lui, iau nașterea câteva mănăstiri eparhiale. Sentimentele ce se nasc în sufletul intelectualului plecat de la sat sunt cuprinse în versurile cântecului. Când mă apropiu de al meu sat, cunosc câinii pe lătrat, oamenii pe cuvântant, pe mama după oftar. Lucian Blaga, o vreme consilier bisericesc la Biserica din Deal, devenit intelectual de marcă al Clujului, nu uită spiritualitatea sătească a lancrămului. Contemporan cu episcopul Nicolae Ivan,
în discursul de intrare în Academia Română, elogiază satul românesc. Citez: satul trăiește în mine într-un fel mai palpitant, ca experiență vie. Sunt fiu de preot. Toată copilăria, o fantastic de lungă copilărie, adolescența, întâia tinerețe până la vârsta de 20 și atâta de ani, le-am petrecut cu întreruperi impuse de nomadismul sezonier al școlarului. Le-am petrecut la sat sau în nemijlocită apropiere, în orice caz, în necurmat contact cu satul natal. Pentru el, veșnicia s-a născut la sat. Și cu bagajul sufletesc pe care l-a câștigat în lancrăm, va umbla toată viața. Tot în discursul de intrare în Academie, își atenționează auditoriul. Voi vorbi despre satul românesc, din amintire trăită și făcând oarecum parte din fenomen. Voi încerca în puține cuvinte să actualizez mai ales ceea ce copilul știe despre sat și despre orizontul acestuia. Copilăria petrecută la sat mi se pare singura copilărie adevărată. Lucrul acesta l-a experimentat și Nicolae Ivan și, de ce nu, toți cei ce ne-am născut la sat. Nu toți însă suntem în stare să dăm glas sentimentelor pe care le-am trăit. Ioan Alexandru, un puternic îndrăgostit de sat, subliniază faptul că țăranii noștri, oricât de săraci ar fi fost, vețuiau frumos, oricât de modest era un pridvor, era cioplit cu har și loc mereu, până la unealta cea mai umilă, de încrustarea unui semn al frumuseții. Concluzia pe care o tragem este că, deși am ajuns orășeni, suntem un popor de țărani. Nimeni nu s-a identificat cu acest pământ de-a lungul veacurilor mai adânc decât țăranul dacoromân. De astfel, marile civilizații s-au sămidit acolo, unde o comunitate s-a statornicit locului și a început să viețuiască în spiritul legilor morale. În ambianța de la sat s-au plămădit cele mai trainice și morale obiceiuri, în legătură directă cu viața liturgică. Lucrul acesta îl exprimă țăranul prin versuri pline de teologie. Foaie verde, griu mărunt, câte flori sunt pe pământ, toate merg la jurământ. Numai spicul grâului și cu vița vinului și cu lemnul Domnului zboară în altul cerului, stau în poarta raiului și judecă florile unde lizi miroasele. Toate aceste lucruri or fi valabile și pe alte plaiuri, dar în ce privește satul românesc, ele sunt imprimate în felul de a gândi, în felul de a vorbi, în felul de a acționa. Lucian Blaga, tot în acest discurs de primire în Academie, concluzionează: matca stilistică românească este o realitate. O realitate sufletească de necontestat. Putem privi ca nici unul dintre poporile înconjurătoare, în afară poate de cel rusesc, cu mândrie de binecuvântat stăpâni asupra acestui incomparabil și inalienabil patrimoniu. Matca stilistică populară și cele înfăptuite sub auspiciile ei indică posibilitățile felurite ale viitoarei noastre culturi majore. Poeții satului transilvan sunt George Coșbuc și Ioan Alexandru. Ei sunt poeții satului nostru transilvan. Cântările lor au izvorât din sat și au rămas în casele țăranilor,
Astăzi toți țăranii transilvani le cântă, iar unii, fără să știe de unde vin, au devenit folclor, s-au întors albia din care au ieșit. Poeziile lor îmbrățișează toată paleta preocupărilor țăranilor, inclusiv cele religioase. Atmosfera mirifică din ziua de Paște este surprinsă de coșbuc. Și cât e de frumos în sat, creștinii vin tăcuți din vale și doiței se întâlnesc în cale, își zic Hristos a înviat și râde atâta sărbătoare din chipul lor cel arde soare. Spiritualitatea satului transilvan inundă inima poetului. Din nefericire, ca foarte multora dintre contemporanii noștri, acestui moment de beatitudine rustică îi se opune în inima poetului o undă de tristețe generată de constatarea că el este un dezrădăcinat, purtat pe adâncuri de mări în lupta cu valurile și vânturile. Dăruințele vieții din simbolistica asociere cu cea fericită a copilor îi se opune ideea trecerii ireversibile a anilor. Octavian Goga subliniază și el frumusețea plaiurilor și profunzimea sentimentelor pe care le avem în suflete ardelenii înainte de Marea Unire. La noi sunt codri verzi de brad și câmpuri de mătasă, la noi atâția fluturi sunt și atâta jale în casă, privighetori din alte țări. Vin doina să ne asculte, la noi sunt cântece și flori și doruri multe, multe. Credem că atât Coșbuc cât și Goga au reușit să scoată în evidență frumusețea satului transilvan și spiritualitatea de care sunt pătrunse cu toate manifestările culturale de aici. Și lucrul acesta îl afirmă și oameni care au avut preocupări mistice serioase. Îl voi cita pe Nichifor Crainic, care s-a ocupat și de unul și de altul. Zice el că asprele condiții milenare ale vieții de peste munte, vecinătatea cu popoare străine, constrângerile și prigoanele de tot felul, de pretutindeni și de totdeauna, au apăsat asupra sufletului ardelenesc. Dar în loc să-l strivească, l-au îndârșit, l-au învifurat și l-au contopit într-un bloc de solidaritate masivă capabilă să înfrunte toate uraganele lumii. Această stare de spirit a exprimat-o cum nu se poate mai bine George Coșbuc, care e cel mai complex din această pleiadă, care încarnează în formele artei spiritul ardealului. Toți au comună cu el receptivitatea efectivă a relației din afară, acea inimă largă deschisă către neam, care face din euul artistic o pâlnie de primire și un caracter de răbunire a sufletului colectiv. În ce-l privește pe Octavian Goga, acesta afirmă că sentimentul specific ardelenesc, născut în condițiile istoriei cunoscute, nu e un sentiment de robi cu soarta pecetluită, ci de stăpâni oprimați în propria lor casă. Robii destinați robiei își îndură soarta fără murmuri. Stăpânii oprimați, dimpotrivă, își plâng durerea și se răzvrătesc. Iar dacă pe Lucian Blaga l-am văzut elogii în satul românesc, în discursul de intrare în Academie, lucrul acesta îl face și versuit în poezia 9 mai 1000, ce porți în nume sunetele lacrimei, la chemări adânci de nume, în ce noapte te-am ales ca prag de lume și potecă patimei, pe tine cine m-a îndrumat din străfund de viață, în tine cine m-a chemat, fie binecuvântat sat de lacrimi fără lac. Am mai putea evoca mulți autori care omagiază satul românesc,
cu valorile și frumusețile lui. Țăranul român, primarul gospodar, munca pe care ei o prestează, au rămas în atenția oamenilor deosebiți. Părintele Dumitru Stăniloae zice că munca și rugăciunea nu numai că apropie și întregesc într-o sfățare organică spre nobilare și mântuire, ci se și ajută una pe alta. Rostul înalt al muncii, ca factor în economia mântuirii, ca destin ființial și divin al omului, se luminează numai când cade asupra ei lumina de sus prin credință și rugăciune. Vasile Militaru închină un imn superb muncii țăranului. Muncă, rugăciune sfântă, sub al cărei tainic har, cine se avântă cântă și se înalță ca mireazma de tămâie într-un altar. Muncă binefăcătoare, neamul meu știe harul, că de viacuri frân pe glie, sub alean de ciocârlie, cu sudoarea mir pe frunte, ți se închină tot plugarul. Cu durere trebuie să spunem că noi astăzi, la începutul mileniului 3, asistăm la prăbușirea satului românesc. Motivele or fi mai multe. Noi amintim trei. Natalitatea slabă, stabilirea multor familii tinere la oraș și mai ales emigrarea multor tineri în țările din vest, numărul lor fiind peste 4 milioane. La început, ei erau determinați la aceasta din cauze obiective, neoferindu-le se în România un loc de muncă. Cred însă că s-a și creat un curent de opinie. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să se întoarcă, dar cu siguranță mulți nu se vor mai întoarce. Am început acest articol punându-l sub oblăduirea episcopului reîntemeitor Nicolae Ivan. El a avut grijă și de satul românesc, dar a dat și o direcție spirituală metropolei Transilvaniei, orașului Cluj. A fost un om ieșit din comun, s-a implicat edilitar și instituțional în titoria Clujului românesc. S-a îngrijit nu numai de viața spirituală a urbei, ci și de cea universitară și economică. Dar cea mai mare realizare a lui a fost Măreața Catedrală din Cluj, așa cum pentru Părintele Patriarh Daniel, titoria pentru veșnicie rămâne Catedrala Națională din București. La sfințirea Catedralei din Cluj, Părintele Dumitru Stăniloae scria: zilele de 5 și 6 noiembrie 1933 vor trebui însemnate cu roșu marilor sărbători în calendarul românismului și ortodoxiei ardelene. Biruința românească în capitala Ardealului, în aceste zile s-a pecetuit. Atunci s-a coborât în cortul mântuirii, alcătuit și ficat de poporul românesc pe pământul vechilor sale dureri, Dumnezeul părinților noștri, pentru a ne fi în veci ocrotitor de dușmanii de odinioară și ajutător în silințele noastre de a împlini menirea pe aceste plaje. Nicolae Ivan s-a mutat la Domnul pe 3 februarie 1936. În mormântarea s-a făcut joi, 6 februarie 1936, fiind omagiat și plâns de toată suflarea eparhiei. Părintele Ioan Lupaș, în cuvântul său funebru, l-a citat pe Sfântul Pavel, care zice: lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. Prin hărnicia sa,
și spiritul său misionar a lăsat o moștenire bogată posterității. Prin spiritul său creator, Nicolae Ivan a devenit un om instituțional, îndreptățit să treacă pragul veșniciei cu gândul înseninat de conștiința marilor înfăptuiri și neprețuitelor servicii închinate, ca tot atâtea jertfe fără prihană pe altarul credinței străbune, pe al iubirii de neam și de țară. Moștenirii lăsate de el, îi dăm cuvenita prețuire, făcând o misiune serioasă și harnică, așa cum a fost misiunea lui.